Primăvara a venit în forță pe litoral, unde soarele strălucește din plin zilele acestea. Un bucătar de la malul Mării s-a gândit să îi întâmpine pe primii turiști veniți în Mamaia într-un mod exotic și a așteptat oaspeții pe plajă cu scoici proaspete în stil franțuzez, făcute la foc direct pe nisip. Clienții s-au declarat surprinși, dar mai ales extrem de încântați. Constantin Negoiță și-a pregătit încă de la ora 10 ustensilele de gătit pe care le-a scos din bucătăria restaurantului direct pe plajă. A adus lemne, le-a dat foc, a pus proțapul și ceaunul, iar când primii vizitatori au început să apară, a dat drumul la spectacol. Ulei, unt și usturoi. Pregătim sosul. Aici dă cremozitatea, gustul... N-ai cum să reziști unui asemenea show fără să ți se facă poftă. Practic, e imposibil să reziști aromelor mediteraneene care ies din ceaunul uriaș ce fierbe la foc domol. Midiile sunt un preparat aparent sofisticat, însă în realitate foarte ieftin și ușor de gătit. Un răsfăț culinar de care te poți bucura rapid, pentru că nu durează mult până sunt gata. Fiecare bucătar însă are rețeta lui proprie. Într-o tigaie ți-l tuci așa mai înaltă, puțin unt, usturoi, puțin ulei ca să topim untul în ulei, că altfel se arde untul. Scoicile lăsăm puțin la aburit în zeama lor și după aceea adăugăm vinul, sarea, piperul, verdeața, după gust. Dacă gătiți scoici acasă, trebuie să le curățați foarte bine, să folosiți ingrediente aromate și să nu le aruncați direct în tigaie. Înainte de asta, căliți niște ceapă, usturoi sau ghimbir, care vor servi drept bază pentru sosul în care se vor scălda midiile. Și folosiți neapărat un capac, altfel toate aromele se pierd în aer. Ingredientul secret de care puțini bucătari vorbesc se numește apio. Este un soi de țelină de la care folosim doar tulpina. Se taie bucățele, se pune la fiert și oferă un miros și o aromă incredibilă oricărei porții de scoici. Ideea bucătarului din nordul stațiunii Mamaia a fost spectaculoasă, venind odată cu primele zile calde de primăvară. Fructele de mare n-au colesterol și se asortează perfect cu ideea de mișcare în aer liber. Nu e un preparat greu, poate să-l facă oricine acasă, decât trebuie să pună ingredientele în funcție de cum e necesitatea lor, adică să nu pui usturoiul la sfârșit, de la trebuie pus la început. Miros foarte bine, sunt foarte bune. Sunt amatoare de scoici. Cum sunt făcute? Sunt foarte bune. De miros și miros bine? Foarte bine, foarte savuros. La final, încă un pont. Midiile se gătesc cu aburii care ies din lichidul în care sunt scăldate, așa că nu ridicați imediat capacul. Lăsați-le să stea acoperite măcar 4 minute până se deschid. În final se pun vinul și verdeața.